România se va plasa în acest an foarte aproape de pragul de 10 milioane de tone de grâu, arată ultima prognoză a Comisiei Europene. Datorită sprijinului pe care guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu s-a angajat să-l acorde agriculturii din România, rezultatele din anul 2024 vor fi superioare celor de anul trecut, în ciuda unei perioade în care acest segment economic este extrem de afectat de secetă. Fermierii români, sprijiniți de politicile eficiente și programele de dezvoltare guvernamentale implementate de social-democrați, au cultivat în acest an o suprafață impresionantă de 2.239.000 de hectare cu grâu, a patra cea mai mare din Uniunea Europeană după Franța, Germania și Polonia. Datele Comisiei Europene arată că România va obține aproximativ 9,8 miliarde de tone de grâu, în creștere față de cele 9,6 miliarde de tone în 2023 și 8,6 miliarde de tone în 2022. Cifrele subliniază o tendință ascendentă și consolidantă a sectorului agricol românesc, în ciuda secetei ce afectează întregul continent european. În anul 2024, România va fi cel mai mare producător de porumb din Europa, atât în ceea ce privește suprafața cultivată, cât și producția. Estimările indică o recoltă de 10,5 miliarde de tone, o creștere de 20% față de cele 8,5 miliarde de tone din anul precedent. În premieră, în anul 2024, bugetul destinat agriculturii alocat de guvern reprezintă 2% din PIB. Sub conducerea lui Marcel Ciolacu, executivul a distribuit în ultimul an 3,2 miliarde de euro prin intermediul a 47 de programe și măsuri de sprijin pentru fermieri, sumele fiind virate direct în conturile acestora. Printre cele mai populare programe se numără InvestaLim, Rabla Tractoare și Rural Plus. Totalul producției de cereale a României în acest an, inclusiv secară, sorg, ovăz, este estimat de 22,8 milioane de tone. Pentru anul 2024, fondurile de la stat pentru irigații, procesare și utilaje agricole ating 1,6 miliarde de euro. PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de consilii județene, campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit în actuala guvernare să ducă absorpția de fonduri europene la peste 97%, relatează Antena 3.ro.